Hai, mă, frate, pe bune. Să-ți dau mintea mea? Eu nu pot, că eu eram primul, vă dați seama că eram pocuțat acolo primul, că mă cupim. Și mie îmi place asta, să mă cater, să mă... Dorm, te trezim noi. El s-a gândit să se așeze într-un hamac. M-am pus așa frumos pe un de ăla, incomod, legat de doi copaci. Să se odihnească privindu-ne cum ne cățărăm ca niște fraieri în toți copacii. Să nu cadă vunul, să mă duc repede să-l ajut, dacă ferească Dumnezeu ceva. Și Doamne ajută, cu Dumnezeu okay. Înainte. La fiecare început de joc, da? Aveți galben. Da. Voi de asta aveți rola aceea la mijloc? Ca să punem? Ca să rulați, da. Ba pe inelul copacului, ba la bine. Trebuia să mă urc și să leg pe traseul respectiv niște scoci. O chestie complicată. Niciodată am fost la Aventura Park, dar îmi place să-mi dau peste tot. Uite, Ana, uite. Începe să... Tu lucrezi în circ, mai băiatule. Dacă ar fi pentru mine, nici siguranță vroiam, că îmi place. Unde pun banda galbenă? Pe inelul copacului. Am făcut. Nu atât de complicată chestia cu scociu, cât că trebuia să învăț cum mă comport în acest traseu. Livi unde era, la maca se dormea. O fi bine cum dormi. E bine, mă, cum dormi! Am stat rău tare să-i urmăresc, să văd dacă cumva sunt în siguranță, dacă... Vezi? Smecher de Livi. E bine? Dacă mai faci gălăgie, nu e bine că mă trezești. Jecătaie măcar din gură. A fost iar o experiență pe care eu nu o mai făcusem până acum. Raluca e expertă la astea, merge și prin București, la tot felul de parcuri, se cațără. Așa, Ralu, fii atent. Mă țipiu. Ia uite, cipule, Asia Express continuă. Iar Asia Express continuă pentru că eu nu am făcut asta niciodată. Livio! El a dormit, cred. Cred că a dormit, că la un moment dat l-am strigat tocmai ca să-l trezim. Liviu! Nu-i pasă, mă, lua ăla, lasă, vezi ce-i fac. Îl tot strigam o dată la 3 minute și la un moment dat n-am mai răspuns. Iar mai ațipeam, mă, și te stresa și cu ei, să nu cumva să pățească sus acolo ceva, Doamne ferește. Nu, n-a fost ușor să stai așa liniștit. Și acum cum merg, în genunchi? Dar cu ce am greșit? Obositor fizic, mai ales că nu eram îmbrăcată în ceva adecvat, nici Adidas și nu erau adecvați pentru că au o talpă foarte groasă, eu trebuia să am ceva micuț ca să pot să trec de pe un hop pe altul. Din fericire, nimeni nu a căzut, nimeni n-a fost rănit. L-a interesat foarte tare ce am făcut. Și au făcut treaba cum au trebuit. Vă anunț că azi nu mai fac nimic, ca să știți. Ne cățărăm, așa era plăcut, dar mai ai și treabă, oprește-te, scoate-ți alea, prinde, fă... Greu, greu, greu. Hai să vă zic ceva. Uite ce fac aici. Uite cum muncesc eu. În ce condiții mă pune Neamărin să fac treabă. Eu nu știu cum Neamărin ne trimite pe noi în locuri în care sunt mini Neamărini puși. Doamna manager Neamărin, domnul de ieri de la parcul acvatic, tot un mini Neamărin. Domnul de la piscină Neamărin întreg. Toți au absolvit școala lui Neamărin sau care-i faza, că nu înțeleg. Nu pot, bă, să dorm fără el. Deci nu pot să dorm. Când mă pun să ațipez, nu pot să dorm fără el. Acasă mi-am făcut o păpușică. Aici la fel. Și la un moment dat am avut ideea de ce nu mă duc eu să exersez, să trag cu pistolul. Voi mă știți că l-am mai alergat pe odorogul meu cu pistolul pe aici. E Sony! Livio! Hai! Ești pe galben? Vini cu a, vieni! Ești la copii? Când o să-l faci tu pe ăsta... Dar nu putea să se pune Adidas, pentru că s-a lovit la unghia. Și acum că s-a lovit la unghia, cred că chiar nu mai face nimic. Tu ai ținte? Nu poți să folosesc țintele mele? Dacă vrei, pot să folosesc. Te rog. Și l-am luat pe Neamărin de 3 ori să mă satur de el. M-ai muncit! Muncesc ca un fraier, acum fie vorba între noi. Vă triplu. Sunteți mulți. Stai așa. Mai dau eu din ei. L-am pus frumos la țintă. Neamărine, ia-și! Pentru toate cele pe care tu mi le-ai făcut, pentru...
Nu cred, mă. Ba, am golit trei încărcătoare, dar nu l-am nimerit toată în față. Nu cred, mă, trebuie să mai pe lângă, uite. Bă, nu l-am nimerit. Uite, aici l-am nimerit și aici în număr. Dar noi am dat una, nici una în cabeță. Bă, nu, dă-te până la parte. Pe unde ăla și am tras mai puțin așa, mai așa. Ia, Mărine. Am mai tras o dată. Pa, 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 pa. Bă, dar am tras așa în continuu, peste tot. Baha! I-am stricat freza. I-am stricat freza, dar tot nu l-am nimerit, bă, nene, bă. Odată nu l-am venit în față. Dumnezeu, bă, nene, bă, și până și posterul ăla îl protejează. Uitați-vă, mă, că vă jucă asta. I-am dat pe aici, i-am dat câteva. În braț, așa. Dar o rană artificială să vindecă imediat trăiește. Eu am să-i dau decisivă. Nimic. Ia dă și o țintă să văd eu. Nu trag bine la țintă? Aia. Au, m-a lovit cu c-au. După ce am terminat traseul, ne-am gândit să mergem după Liviu, care era undeva la o țintă. Se distra, trăgea cu pistolul cu bile. Liviu! Sonie! Fac pariu acum cu tine! Pă ce? Tai, imediat, vin! Da, mai să facem. Pariu. Hai, eu tai și mă bag și eu cu el, că el câștigă. Ca să câștig și eu ceva. Sonie, care să facă concurs cu mine, care cum. Pă ce jucăm? 10 focuri, le adunăm. Cine câștigă cele mai multe puncte? Castig. Șef. Nu face nimic toată ziua, face la într-un locul lui. Muncește la locul lui dacă are ceva de muncă. Bine. Merge. Am pus pariu. La pariu trebuie să-l distrug pe Liviu. Fiind circar, zic, știe la țintă, îl nenorocește pe Liviu. Ce pum, 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 pum. Pac, pac, pac. Ai câștigat, o să faci tot azi, nu cred, nu cred! Bine, mă, băiatule! Ai fărziu, gata. 10? Și-l văd pe el că se bucure și Ana, la fel s-a bucurat pentru mama, mamă, că vedea în albul ăla. Nu vede, de aici încolo nu vede nimic. Uite cum a dat. Vedeți că a dat unele fix pe negru. Da. Cine? El. Tot, gata. Ai câștigat, bravo. Liviu, cred că 2 secunde a rămas așa. Ai câștigat, n-auzi. Hai să vedem. Da, da. Bă, m-am crezut și eu zic, eu fi trași ăsta mai bine ca mine. Când m-am apropiat, m-am dat seama, toate ale mele erau negru, toate ale lui în alb. Așa, dat seama că, și-a făcut bastardul. Ce bastardul? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? S-a apropiat de aia lui și a apăsat cu degetul să spargă mijlocul. Am zis, ce faci, mă? Ce vrei, bă? Ce vrei, bă? Cu ce câștigăm, mă? Ia. Cu ce câștigăm? Bă, nu ți-e rușine, mă? Ia zi, cine a câștigat? Cine a câștigat? Toată ziua faci ce vreau eu. Uite un pic. Uite un pic, mă. Numai că eu le-am tras pe toate negru, nu se vedea negru. Negru fiind mijloc. Ți-e rușine, mă, toate pe mijloc, tu n-ai dat niciuna. Ia uitați-vă, mă. Când ne-am uitat la hartia ala, adevărul a câștigat Liviu. A câștigat el? Eu am tras cu pistolul, am tras și cu airsoft, am tras și cu pistol cu glonț, am făcut și școala de pistoale, am și pistol. Trag! Nu i-am zis că nu m-a întrebat. Bă, tu ai mai tras? Că dacă mă întrebai, ziceam, da. Mamă, mamă, mamă. T-auzi, cum să ții cu el, mă? Sonin, eu nu înțeleg cum s-a aruncat el cu capul înainte să zici, da, o să facem asta. A zis că lucrează la circă, știe, mă, când zică, mamă, fii atent, le dă pe toate, negru, 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 auzi, de unde? Sonin al meu a dat prin păpușoi. Și eu am câștigat. Mâine trebuie să muncească el pentru mine. Dar poți să dau și o dată? Hai, dă-i. L-am rugat să mă învețe și pe mine să trag. Hai, cum? Fii atent, te uiți aici, cătarea asta de aici, da? Și cu asta trebuie să le aliniezi. Fiecare trage cam cum îi vine lui, sau a văzut el în filme, dar poziția corectă e asta, podul în palmă, ca să ai tragere și ăsta pe trăgaci. Hai, bravo, mai e în stânga un pic, vezi cu ochiul, cred că ai închis ochiul la care nu trebuie. Când închizi, bravo! Am dat? Direct în el, da. De unde știi? Că s-a întors la mine aici. Cum? Da. Și a tras în păpușă, îți dai seama. A nimerit alt, mai era un poligon de tragere, dar la vreo 4-5 km de noi, a nimerit acolo. Și prima oară trebuie să-i spui bravo, mamă, ți-ai dai încredere. Bravo, mai trage o dată. Bravo. Puter. Vezi că a doua oară, după ce i-am zis bravo, a doua oară a nimerit-o. Și când i-am zis bravo, uite, ușor, 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 ușor. Ce crezi? Am tras fix în țintă. Chiar de vreo 3 ori. A treia dat-o parcă în păpușoi și a patra când a zis, mamă, ce bine ai dat!
boc a tras direct în mijloc. Bro, mamă, direct în mijloc. Bă, pă, jur. Noroc începătorului. Ai grijă dacă mă superi. Și a tras în mijloc, bravo ei. Mulțumim pentru...